Lui îmi spunea că s-a zbătut câțiva ani să se vadă, domnule, se face, nu se face stadionul. ăsta A ajuns în urmă cu un an și jumătate, prin, prin vara anului 2020, la Compania Națională de Investiții și când a, a, a purtat o discuție acolo cu. Am înțeles că a ajuns să discute chiar cu președintele. Cu, CNI-ului a avut o revelație, în sensul că de la Botoșan era o foaie cam atât referitoare la stadion. Avem un moment de față mai mult decât o foaie? Da, aș vrea să fac un scurt istoric, pentru că este un subiect pe care l-am abordat și în trecut. Eu am introdus acest obiectiv, atunci când eram viceprimar, pe lista sinteză a programului de investiții a CNI-ului. A companiei Naționale Putem de da investiții. câteva imagini și cu stadionul să vedem, doar să ne povestiți în continuare Apoi am insistat în Consiliul Local pentru finanțarea unei documentații care se privească reabilitarea stadionului Nu am reușit decât atunci când am avut puterea să fac acest lucru în acest, în acest mandat Am estimat o sumă de 100.000 de lei pentru realizarea unei documentații de avizare la lucrări de intervenții pentru stadionul municipal Am organizat o licitație, am avut un câștigător cu un termen foarte scurt de realizare acestei documentații pe care să o predăm CNI-ului să fim introduși uh, pentru finanțare. A câștigat o firmă din București, din București pentru că așa sunt uh, licitațiile transparente, oricine se poate înscrie, a fost verificată, iar după trei luni de zile ne-a comunicat faptul că nu poate realiza această documentație din diverse motive, că a fost pandemie, că nu are experți, că a plouat afară, am reziliat contractul, bineînțeles, am eliberat un certificat negativ să nu mai încurce pe alții această firmă. Adică să nu mai poată participa la licitații? Să nu mai poată participa la licitații și apoi am, am făcut o analiză de piață asupra sumei de care avem nevoie pentru realizarea documentației, pentru licitații unde să vină firme serioase, să nu mai avem astfel de astfel de probleme cu firme de apartament care spun că pot face daliuri pentru stadion, o lucrare care este destul de laborioasă, nu este o simplă, o simplă documentație. Ei bine, am aflat că avem nevoie de o sumă foarte mare pentru, pentru această documentație și am prevăzut în bugetul anului acesta o sumă de 600.000 de lei pentru realizarea documentației pe care ne-a cerut o cni am organizat. Deci este vorba de un SF de proiect da, este, tehnic despre ce este, este vorba, adică vorba de, ce facem noi de acești 600.000 de lei. Da, vă spun acum. Este vorba despre un SF, adică un studiu de fezabilitate, dar care pentru clădirile existente se numește DALI, documentație de avizare pentru lucrări de intervenții. Bun, cam același lucru, în care studiază uh, care sunt posibilitățile de reabilitare a stadionului. S-a modificat legislația și în această etapă este nevoie și de o securitate la incendiu, care este destul de laborios făcută de către firme autorizate. Este vorba despre o expertiză tehnică, care este făcută la fel de către experți din domeniu și toți acești experți, sub umbrela unei firme care este câștigătoare, trebuie să elibereze documentația care face și o, o proiectare a noului stadion avem licitația în desfășurare cu termen de deschidere a ofertelor pe 12 a patra. Deci până în această perioadă pot fi depuse oferte de către cei interesați pentru documentația de la stadion. Termenul pentru realizarea documentației este de 3 luni de zile, un termen destul de scurt. Dacă lucrurile merg așa cum ne dorim, fără contestații, cu un câștigător, mergem cu documentația pe masa CNI-ului, acolo unde sperăm să fie introdusă la finanțare și avem promisiuni în acest sens. Da.